Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată pe contul meu, niște chesturi mega pârlite, Crown Chest, Silvareanu și un Goldeanu. Mai am încă un pic și facem legendariu. Problema e că mai avem de așteptat, adică unde ne băla. Până facem chestia asta, pentru că vreau să fac un mega chest opening pe contul meu. Acum e șansa mea să fac un chest opening ca lumea și pe contul meu. Practic o să am două legendarii, un magical și draft chestul. Cu siguranță nu o să mai prind eu prea curând un cycle din ăsta bun, încât să am și aici un legendarii, să am și un chesturile primite din joc, un legendarii plus un magical chest. Adică cel mai mult am reușit să fac două giant-uri cu un magical, ceea ce a fost destul de pârli, dar aia e, să zicem. Bun. Ce o să facem în episodul acesta demențial de Clash Royale, pe lângă că o să deschidem chesturile astea pârlite, o să facem un deck full goblin și o să mergem la spărtăneală cu el în arenă. Luăm goblina și pentru început. Să facem rapid un deck. Vreau să-l fac cât de cât ieftin, pentru că știu că o să pierd și măcar să am șansa să spamez un pic. Nu știu dacă să-l iau și pe ăsta ca un level destul de mic. Luăm așa. O să am nevoie și de un tank. Ghiciți care o să fie. Vă dau un indiciu, e mov și fătă rău. Bun, ideea e că nu știu dacă o să am totuși full goblin. Există... măcar asta cu goblin, bun. S-ar putea să iasă un pic cam mega scump, dar aia e, cât se fă, n-ai cât se fă. Ba nu e chiar așa scump. Mai există vreun goblin șmecher? Dacă nu o să-i bag pe aia, că n-am de ales. De fapt, pe ăla, cred că numai unul mai rămas. Posibil să ratez acum un goblinaj, dar aia e. Hai că luăm pe ăsta, dacă tot. N-avem altă opțiune și mai există, frate, un goblin. Aș putea să iau oglinda și să facă... alți goblin cu alți goblin. Bă, dar nu mai există atâtea. Astea sunt toate cărțile cu goblin. What the fuck? What the fuck, man? Nu? Nimic? Holy fuck, deci nu mai există. Bă, e posibil să fi ratat de una. Nu știu, poate am un pic de nașpa pe ochi. Dar chiar nu văd alt goblin, frate, și mă. Ok, pe atunci hai să luăm oglinda, frate. Chiar nu este alt goblin, mă, trăznilor. Nu este, mă. Bine, mă. 3.1, ok. Ok, hai să zicem că e bine. Deși, cum am zis, posibil să fi ratat un goblin de pe aici, dar nu o să stăm o oră ca să găsesc eu goblinașul lipsă. Filmează Trocoș. Bun. Luăm Silvareanu, din care ne dă mare legendară. Am primit o legendară din Silver după 7 sau 8 luni de când m-am jucat în continuu, practic, jocul ăsta și am deschis aproape în fiecare zi câte 4 chesturi. Deci, vă dați și voi seama cam care sunt șansele să prindeți legendară din Silvareanu. Spir goblina și Chorogirless, goblinii ăștia, nice. Băi, am băgat un deck și văd că mi-i dă. Ok. Bombă, asta e că asta e cu un scheleton în fine. Am crezut că și bombă tower are un goblinaș în vârf și aruncă cu bombii. Bombiliue. Gemones, Chorogirless, Goblin Gang, bă, fine, ok, am... Oh, trupa de porci. Epică, nu prea îmi place. Adică nu o folosesc deloc. Dar, în fine, oricum deck-ul ăsta cu siguranță n-are cum să funcționeze, adică să fim totuși serioși. Am și level mic și destul de pârjales. Dar ne băgăm cu el în arenă, pentru că, de ce nu, oricum nu prea mai am niciun obiectiv, adică CH2 n-are rost să sper. Așa că jucăm cum se poate. Să te traga în sabie. Eu dau cu din ăla, că știu că îi dau bloc. Bun, acum ideea e că nu știu cum îi fac eu counter la ăsta. Apucă, oh, i-o dat-o sulițana. Oh, nice. Cred că am pus greșit bowler-ul. Dar nu e panică, man, adică ce se poate întâmpla. Iau doar niște damage. Nu e ca și cum nu s-a mai întâmplat vreodată în viața asta să primești damage. Ce știu sigur e că dacă are un zap, o spart. Și are un zap. Din păcate. Mă mir că nu știu să fac totuși defend. Prietenaș, hai da aici, mâncați astene și tăi. Cred că s-a râde și cu curu, vorba aia. Când vede ce decam, dar în fine. Cui pasă, frate, adică... Oricum trebuie să am un obiectiv, nu? Și uite așa fac un obiectiv. Pierd, oh, fuck.
Nu a umflat pe prin... O, a umflat-o pe prințesă, nice. Goblin Gang vs. Goblin Gang. Goblin Gang-ul meu de 8 vs. Goblin Gang-ul lui Barosan de 12. Ghiciți cine câștigă. Nu v-ați așteptat la asta, probabil. Eu încerc aici, adică tot spamez cărta, nu... Nu fac mare lucru. Dă ăsta în mine ca Eminescu în Veronica, ești nebun. Și Eminescu, da frate, în Veronica, forță, nu orice. Bine, nu, da, chiar cu forță, dar o dat oricum în Veronica, știi, adică na. You know what I'm saying, bro? Nu știu ce a fost asta, dar în fine. Acum probabil că bagă bărbați aici. Hai să o luăm pe prințesă la mișto, hâț. Bagă, bagă! O apucat una și într-un rej ratat, pe ăla e forță, frate. Ăla e miezul. Miezul din Fanta. Hâț. O da cumva zopi acolo? Sau mi s-o părut mie? Și dacă l-o da cum dracul l-o știu, da, în halul ăla de perfect. Adică perfect. Oh, goblinașile mele, care este muriră, mâncați-aș goblinașile, trăiți-ar pușca. Bă, posibil să nu fi fost cea mai bună alegere să fac un deck de genul. Recunosc. Dar-s mândru, frate, am ajuns până în punctul ăsta, holy păstârnac. Acum bagă barbața aici, așa m-a plecat ăla. Nu? L-am dus pe ăsta până în prelungire, jatat. Cu deck-ul ăsta de doamne fere. Și adică să nebunesc. Și uite, așa s-a terminat șansa mea de a câștiga acest match. Dar a fost ok, cât am filmat? 6 minute, aoleu. Asta înseamnă că trebuie să mai jucăm unul. Bun, hai că mai dăm unul, adică nu contează că pierdă coroane. Nu e panică, man. Dăm blocheanu. All Goblins, frate. Nu știu cum să-i dau numele la episodul ăsta. Goblin Challenge sau... ok. Bă, partea bună, știți care e? Că nu mă da controla unul care are level 13 pe scroafă. Și adică, bă, frate, vezi și tu, ca joc, mi-am pus un deck super troll și garantat jocul observă chestia asta, știi că, na, așa ai făcut jocul să observe rahaturile astea. Și tu mă dai contra Dita mai Barosanu, știi? Na, ce să zic? Nu mă bag, man. Hai să punem așa, Goblin Hutu. Discoteca cu Goblin. Și să încercăm și noi o vrăjală. Deși 100% are counter pentru orice pun eu. Că până la urmă, na, cum am zis, deck-ul ăsta nu e tocmai ok făcut și wow, ce bine o să dau cu deck-ul ăsta. L-am făcut la plezneală. Poate dacă aș avea cărțile gen aproape de level maxim, atunci ar fi eficient cumva. Să tot spamez, să tot spamez, să tot spamez și chestii. Știu că o să dea zoapiche, adică evident, dar n-am ce să fac, și adică trebuie să pun cărți. Problema e că uită, cât dă. Are level 13, frate, și mi-l dă mie când îmi fac un trail, deck troll. Ești nebun? Adică în bătaie de joc. Bineînțeles, cum este totul în acest joc. Pentru că acest joc este o bătaie de joc. Sună bine, nu? Bineînțeles. Hai că încercăm așa și luăm pe la spate. Până accent e hâț. Băgăm Sula Aniel. E nu-i chiar Sula, că e mai mult Suliță. Dai tot un fel de Sula și aia dă o dracu. Patru bărbați. Și fătă rău. Ești nebun? Mamă, dacă nu i-am purtat pe aia, ești nebun? Cât s-o plimbat așa? O și slăbit la cât îți iau un flaț. Un flaț e drag. Bă, un tower, atât aș vrea să iau, frate. Un tower. Dacă aș lua un tower, aș fi super, super, mega mulțumit. Nu, dar bulangiul e fițiar pisica drag. Holy fuck, uite cât e bagă să-mi dea. Da, aproape l-am bătut. În fine, varianta Goblin Cârnațozaurus n-a mers deloc.
Și mai ales că mă dau contra unul care are cărți aproape de level maxim și adică... Hai să-l trolăm pe astea care trolează. Gen, dar măcar am făcut acolo niște chestii. Bun, să-mi uită rapid ce cărți avea. Level 12, level 9, băi, ok, adică n-are cărți aproape toate la maxim. Cred că puteam să-l bat. Ok, bun, păi cam ăsta a fost episodul, fraților. Poate că n-a fost cea mai bună idee să fac un deck din ăsta full goblin, dar sincer m-am plictisit de joc, adică nu prea mai văd ce mai pot să fac în ideea în care știu că nu pot să ajung în CH2 și adică ce pot să faci într-un joc în care ai atins maximul din ce poți să atingi până în punctul ăla. Că dacă aș ști că pot să ajung în CH2, aș face o serie de bla 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 spre CH2, dar știu că pot să ajung undeva până... Unde dracu-i? Uite, am 4068 recordul. Să zicem că pot să ajung la un maxim de 4150. Cred că ăla ar fi maximul în momentul ăsta. Cărțile pe care le-am și skill-ul de care mă folosesc într-un mod super. Deci cam aia cred că ar fi. Am cumpărat și un poison. În fine, sunt deja 11 minute, probabil că v-ați plictisit deja. Cam asta a fost Goblin Challenge-ul. Nici nu știu cum naiba o să zic, habar n-am ce episod o să fie ăsta. Astăzi o să facem live în cazul în care nu vin super mega plăcintă de la sală. Dacă vin cumva super mega plăcintă de la sală, mâine facem 100% live pentru că este chestia asta. 2v2 touchdown challenge. Bă, sincer, aș vrea 20.000 gol, dar totuși să fim serioși, adică e 2v2, nu e 1v1. La 2v2, șansele că eu să am un AFK sunt undeva de 49.9%, bine, mai mult de asta, dar în fine. Cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să plăsniți și pe butonul de like. Și dacă aveți vreo idee de, nu știu, challenge-uri pe ăsta, pe Clash Royale, mie sincer nu-mi vine niciun aminte, în afară de chestia asta cu deck-uri ciudate. Adică habar n-am ce challenge aș putea să fac în afară de asta. Cam atât. Mersi fain de vizionare, să aveți o seară super faină, probabil seară când o vedeți sau zi sau ceva, în fine, o zi super faină, salutare!